Guvernatorul regional al regiunii Kharkiv a declarat faptul că trupele ucrainene au ajuns la granița cu Rusia. Anunțul vine după săptămâni de lupte grele în regiunea din estul Ucrainei. Armata rusă a încercat în ultimele zile să traverseze un pod de pontoane care trece peste râul Siversky Donets, care traversează de la vest la est provinciile separatiste Luhansk și Donetsk, în estul Ucrainei. Artileria ucraineană i-a prins într-o ambuscadă pe malul râului și a eliminat. În confruntări au fost distruse și 72 de tancuri. Distrugerea tancurilor și a altor vehicule blindate, împreună cu distrugerea podului peste râul Donets, scoate în evidență problemele din ce în ce mai vizibile ale Rusiei. Pe măsură ce trupele ruse încearcă și nu reușesc să obțină câștiguri semnificative în regiunea Donbass, din estul Ucrainei apar tot mai multe informații privind starea armatei ruse. Rușii au fost alungați din Kharkiv, la fel cum au fost scoși din partea de nord a Ucrainei. Mercenarii din gruparea Wagner au declarat că Ucraina duce un război smart. Forțele rusești au abandonat probabil obiectivul de a realiza o încercuire pe scară largă a unităților ucrainene din orașul Donetsk până la Izium, în favoarea finalizării cuceririi regiunii Lugansk. Informațiile vin de la Institutul pentru Studiul Războiului în ultima evaluare privind războiul din Ucraina. Ucraina a lansat o contraofensivă și în zona Izium. Brigada 17 de tancuri a armatei ucrainene a observat mișcare în zona podului, folosind una dintre numeroasele drone din dotarea armatei ucrainene. Brigada 17 este una dintre cele patru brigăzi de tancuri active ale armatei. Batalioanele sale de linie operează tancuri T-64 și vehicule de luptă BMP. Batalionul de artilerie al brigăzii, având în dotare obuzierele 2S1 de 122 de milimetri, a fost cel care se pare că a acționat inițial împotriva rușilor. Astfel au fost distruse 70 de tancuri T-72 și T-80, BMP-uri, vehicule blindate MT-LB și o mare parte din unitățile ruse.